Mustră pe cel înțelept și el te va iubi. Învață pe cel nepinent și va învăța și mai mult. Și apoi spune versetul 12, dacă ești înțelept, pentru tine ești înțelept. Dacă ești bajocoritor, tu singur vei suferi. Adică, eu vă propun să reflectați profund asupra ceea ce vom discuta, dacă a străit până acum anumite adevăruri care le voi prezenta, ele, ceea ce vă voi spune, au rolul ca să vă fundamenteze în acele adevăruri și să devineți neclentiți, cum spune Scriptura, dacă sunt alte aspecte care trebuie corectate, poate, sau chiar anumite lucruri care n-au fost practicate în viața dumneavoastră, vă rog, evaluați-vă, reevaluați-vă și dacă veți fi înțeles, veți fi gata să puneți în practică pentru că în viața de toate zilele, dacă până la un moment dat n-am avut o anumită mașină, n-am avut o automatizare și după ce am putut să ne procurăm, am folosit-o, așa N-am spus eu, n-am folosit până acum și nu folosesc. Ne-am bucurat, nu? Dacă, de exemplu, cineva a avut probleme cu ochii și s-a descoperit ceva nou, poate să-și facă o operație, să fie un transplant, știu eu, cornea, nume, ceva, se va bucura să poată să vadă bine. Asta în toate domeniile vieții. Nimeni nu vrea să rămână tot la căruță dacă are mașină, nu? Deci cu atât mai mult în plan spiritual și în plan familial, noi putem să ne îmbunătățim, să ne mărim performanțele. Dar pentru asta trebuie să fim înțelepți și să ascultăm, să primim cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, de priceperea aceasta. Vreau să am o prezentare din scripturi, după care se va cânta, aveți și aici ceva bilețele, dacă nu vă dau și eu o foaie și un pix, spun aceasta ca pe parcurs, dacă aveți anumite întrebări pe tema vieții de familie, nu discutăm acum de Apocalipsa sau alte teme, pe teme de familie să puteți să întrebați. Și dacă spațiul -și ne permite, am vrea să discutăm și separat bărbații și respectiv femeile. Asta rămâne și la latitudinea organizatorilor. Pornim de la versetul din 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 23. Aici este o orare. Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin și duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi fără prihană la venirea Domnului nostru Isus Hristos. Vreau să spun ceea ce urmează sub titlul un om întreg, un bărbat întreg, o femeie întreagă. Întreg înseamnă duh, suflet și trup. Și să analizăm pe rând aceste entități ale ființei umane, chiar specific pentru bărbați și respectiv pentru femei sau combinându-le. În primul rând, începem și noi cu partea bărbătească, cum a început Dumnezeu la creație, că întâi a fost întocmit Adam și apoi Eva. Un bărbat cu un duh întreg sau cum îi scris despre Daniel, cu un duh înalt. Care este dimensiunea dumneavoastră duhovnicească, stimați bărbați? Vă citesc din 1 Petru, capitolul 3, de la versetul 1. Tot astfel, nevestelor, fi supuse și voi bărbaților voștri și identifică o categorie de bărbați. Pentru că dacă unii nu ascultă Cuvântul, adică sunt bărbați care țin cont de Cuvântul lui Dumnezeu și bărbați pentru care Cuvântul lui Dumnezeu nu are nicio valoare. Ce este Cuvântul lui Dumnezeu? E toată voia lui Dumnezeu pentru om care se împărtășește la nivel de familie, în primul rând, prin bărbat. În 1 Corinteni 11,3 este scris astfel. Vreau să știți, dar, că bărbatul este capul femeii, dar bărbatul nu e șeful cel mare. Versetul continuă cu cuvintele. Și Hristos este capul oricărui bărbat. Și Hristos este cuvântul care s-a făcut trup. Câte vreme un bărbat prețuiește și primește cuvântul lui Dumnezeu, el are o legătură directă cu Hristos. Cuvântul care a fost de la început cu Dumnezeu și capul lui Hristos este Dumnezeu. Ori această comuniune între Dumnezeu și noi ca și cap de familie se realizează nu la nivel de trup, ci la nivel de duh, de minte. În ce măsură cuvântul lui Dumnezeu este folosit de dumneavoastră? În modul în care l-ascultați. Aici am citit despre unii care nu ascultă cuvântul. Adică bărbați cărora Dumnezeu nu le poate vorbi, care nu... Țin cont de cele scrise. Un bărbat fără cuvântul lui Dumnezeu este un bărbat fără Dumnezeu. Nimeni nu se poate lăuda, vorbesc pentru noi ca bărbați. Și în timp ce noi discutăm, soțiile dumneavoastră vă examinează și ele, încercând să reconstituie structura și viața dumneavoastră, să vadă dacă sunteți sau nu bărbați cu Duh sau fără Duh, cu cuvânt sau fără cuvânt. E scris în 1 Corinteni 14 că asupra unor dezbateri teologice, femeia trebuie să întrebe bărbat acasă. Ceea ce înseamnă că bărbatul trebuie să fie competent să învețe. Să-și învețe copiii. Spunea Dumnezeu lui Moise pentru evrei, de Deuteronom, capitolul 6, și poruncile acestea să le ai în inima ta. Asta înseamnă nu doar să ai idee despre ele, să fii pasionat și să-ți înveți copiii când vei fi acasă, și asta înseamnă că trebuie să-ți faci timp și de cuvânt, și să fii acasă și de copii. Când vei pleca în călătorie, că bărbatul e cel ce pleacă mult, când te vei întoarce, când te vei culca, când te vei scula, mai mult scrie acolo, să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Pentru că Dumnezeu a vrut scrie în Habacuc 2 cu 14 ca pământul să fie plin de cunoștința Domnului ca fundul mării de apele care îl acopăr. Știi cât este de înaltă Duhul tău ca bărbat? Cât cuvânt cuprinde? Nu ai scriptură acumulată? Ești un bărbat pitic. Un bărbat gol. De asemenea, tot la nivel de Duh. Scrie aici în 1 Petru 3, capitolul 7, Bărbaților, purtați-vă la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre din cinste femei ca unui vas mai slab, ca unile care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, atenție, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Cuvântul este comunicarea de la Dumnezeu către om și rugăciunea este comunicarea reciprocă de la om spre Dumnezeu care trebuie să fie în primul rând specifică bărbatului ca preot al casei. Când familia are o problemă, bărbatul trebuie să fie cel care dezleagă problema. Dacă problema este de natură și necesită rugăciune, bărbatul este cel care trebuie să mijlocească în rugăciune. Cum spune Apostolul Pavel, 1 Timotei, capitolul 2, versetul 8, vreau dar ca bărbații să se roage în orice loc. Ce înseamnă asta? Mă imaginez că ești la servici și te sună soția sau un copil, s-a întâmplat ceva. Tu trebuie să ai linie directă cu Dumnezeu și să poți ridica spre cer mâini curate, fără mânie și fără îndoiel. Adică relația dintre tine și Dumnezeu să fie una în regulă, ca atunci când strigi Dumnezeu să te asculte. Chiar dacă soțiile nu vor aprecia asta întotdeauna, poate dacă sunt mai firești sau copiii nu vor înțelege, până nu vor fi născuți din nou. Un bărbat cu un duh înalt va fi bărbatul cu care Dumnezeu poate comunica, va fi bărbatul care poate comunica cu Dumnezeu. Vreau să vă dau ca exemplu în această privință pe Avram și să vă întreb, i-a vorbit Dumnezeu vreodată sarei sau numai lui Avram? Nu numai lui Avram. Obișnuia Avram să aibă momente de rugăciune, altare? Da, îi vorbea Dumnezeu în momentele acelea, da. Tot mereu. Veți întâlni, dacă veți căuta în cartea Genesa, multe convorbiri între Dumnezeu și Avram. Este scris, vă citesc din cartea Genesa, capitolul 18, Versetul 19. Căci eu îl cunosc, a zis Domnul, și știu care se poruncească firul lui și casă lui după el, să țină calea Domnului făcând ce este drept și bine, pentru că astfel Domnul să împlinească față de Avram ce i-a făgăduit. Cu Avram Dumnezeu s-a putut înțelege într-un mod foarte parolist. Avrame, ieși de aici. Și Avram a ieșit. Un bărbat într-o familie trebuie să fie omul lui Dumnezeu, omul de legătură. Să vă dea Dumnezeu harul acesta. Puneți mâna pe Biblie. Un bărbat fără Biblie este mai grav decât un bărbat analfabet. Un bărbat fără rugăciune este un bărbat foarte slab. Rugăciunile dumneavoastră trebuie să asigure protecția spirituală a casei. Soția obișnuiește să amintească o întâmplare în care ea într-o noapte a fost deranjată de un Duh. Pe linie profetică se simt Duhurile mai, mai ușor și un Duh a tulburat sub anumite amenințări. Ea s-a rugat și nu primea liniștea necesară și n-a putut să adoarmă. La un moment dat m-a trezit și mi-a zis, uite ce probleme am, roagă -te. Eu foarte obosit, m-am rugat sub 5 minute și nu mi-a trebuit încă alte 5 minute și am adormit imediat. Și pe moment zicea, aia poftim, uite, eu mă lupt de 3 ore și el se roagă doar 5 minute și adorme. Dar ce a fost interesant este că în următoarele minute a dormit și a liniștit până dimineața. Și mi-a zis apoi, am înțeles ce înseamnă să se roage un bărbat într-o casă. Nu că nu ascultă Dumnezeu pe femeie și vom vorbi imediat și despre asta. Dar un bărbat este o autoritate. Că puterea nu stă în bărbat sau în femeie, ci în puterea delegată de Dumnezeu. Dar Dumnezeu are atâta delegație în tine cât a putut să imprime cuvânt în Ființa ta. puterea lui Dumnezeu e dată de puterea cuvântului, niciun cuvânt al Dumnezeu nu e lipsit de putere. Vă întreb, vă place, vă convine să nu vă asculte nevasta și copiii? Nu să spuneți una și ele, habar să naibă. Vă place? Dar acum am o întrebare, ce e mai grav? Să nu te asculte nevasta pe tine sau să nu-L asculti tu pe Dumnezeu? Când nu te ascultă nevasta, ești ca și un biet caporal sau sergent care va spune, nu mă ascultă soldați. Dar când tu nu asculti Dumnezeu, nu ascultă sergentul de general. Și asta e mult mai grav. E nedrept să ceri neveste și copilul să te asculte, să ține legătura cu tine în toate lucrurile, ca tu să poți viza și să fii în control la tot ce se întâmplă în casa ta, când, de fapt, Dumnezeu a pierdut legătura cu tine sau tu ai pierdut legătura cu Dumnezeu. Și asta se realizează la nivel de Duh. Surorilor le-am spus destul lor, în ce privește nivelul Duhului, care este situația în partea feminină? 1 Petru, capitolul 3. Vă citesc de la versetul 3. Podoba voastră să nu fie podoba de afară, adică important nu este întâi ceea ce se vede, ci Duhul. Vestul patru. Să fie omul ascuns al inimii în curăția neperitoare, atenție, a unui Duh, acum nu vorbim de trup, de Duh, a unui Duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Știți că femeile sunt mai sentimentale și se necăjesc mai repede, își pierd cumpătul mai repede. Dar când o femeie are greutate la nivel de duh, are duhul blând și liniștit, și asta e o mare valoare. Asta va face ca fiecare familie să aibă condition. Nici nu îngheți de fric, nici nu te topești de căldură. Asta va face ca să fie o atmosferă plăcută la nivelul familiei. Și asta depinde de Duhul blând și liniștit a unei femei. Asta va dovedi câtă greutate aveți. Dacă nu vă agitați, dacă nu vă ieșiți din fire, dacă nu plângeți repede, dacă nu deveniți irascibile. Da? Povestea un frate experiența lui de familie. <coughs> Am venit într-o după masă de la servici, era în amurg, becul era stins, dar masa era pregătită cu lumânări. Dragă, ce ai pregătit aici? Uite, nu avem bani să mergem undeva într-o pensiune, să fie ceva mai rustic. Se duce la baie, să spele pământ, vede că nu-i lumină Dragă, dar nu-i nu curent. Hai, hai, lasă că se răcește mâncare. Hai, dragă, aici. Au servit împreună, au dogmit bucuroși, dimineața se scoală se merge la serviciu și din nou la baie. Nu-i curent. Dragă, dar tu să mă duc să văd, mă grăbesc, mă la serviciu. La care ea zice, auzi, hai să-ți pregătești. Problema este alta. Știi, eu ți-am amintit că n-am plătit și ne-a debranșat. Te duci mai târziu și rezolvi. La care zice, de ce nu mi-ai spus aseară, seară că nu-i curent? Dar seara era închis, nu puteai plăti. Și dacă îți spuneam aseară, mai mâncai tu cu bucurie? Mai aveam noi o seară frumoasă? Asta înseamnă un duc plăniștit să te poți controla în diferite evenimente. Altfel, dacă ești ușoară și n-ai greutate în duh, apoi toate vânturile te culcă la pământ. E suficient o singură veste și deja s-au deschis geamurile și bate vântul. Dar să vă dau un exemplu din Biblie, îmi pare mai puternic decât cel care vi l-am dat, mult mai puternic, cartea a doua împăraților, capitolul 4. Aici este scris despre o familie primitoare în care Elisei și cu ucenicul său Ghehazi au poposit de mai multe ori. Și datorită acestor servicii repetate, profetul se gândește cum să se revanșeze. Doi împărați, capitolul 4, citim de la versetul 13. Elisia a zis lui Gehazi, spune-i, iată pentru noi tu ți-ai făcut toată turburarea aceasta, noi ce putem face pentru tine? Și avansează câteva variante. Trebuie să vorbim pentru tine împăratului sau căpetenii oștirii. Și acum ascultați. Ea a răspuns eu locuiesc liniștită în mijlocul poporului meu. N-avea scandal cu nicio familie, din neam sau din afara lui. Dar ce putem face pentru ea? Și s-a venit cu propunerea să se roge Domnului să nu mai fie sterilă, Domnul i-a dat un copil, copilul s-a făcut mare, versetul 18, și într-o zi când se dusese la tatăl său la secerător, a zis tatălui său, capul meu, capul meu, tatăl a zis slujitorului, du la mamă sa, că mamele sunt mai bune doctorițe decât noi. Slujitorul a luat, l-a dus la mamă sa și copilul a stat pe genunchi mamei sale până la amiază. apoi a murit unicul copil. Sororilor, probă grea. Ce ați face într-un asemenea moment critic? Ea s-a suit, l-a culcat pe patul omului Dumnezeu, a închis ușa după ea și a ieșit a chemat pe bărbatul ei și a zis, trimite-mi, te rog, un slujitor și o măgăriță, vreau să mă duc în grabă la omul Dumnezeu și apoi mă voi întoarce. Și el a răspuns, pentru ce vrei să te duci astăzi? Nu e nici lună nouă, nici sabat. Și atenție, ea răspuns, fii pe pace. Cum? Când îți moare copilul în timp ce a stat cu bărbatul și să fii pe, să spui lui, tu rămâi liniștit că tu ești cum la muncă acolo cu secerătorii. Pe femeie care n-are un duc blând și liniștit ar fi spus, băi, o singură dată ți a lăsat în grijă și l-ai nenorocit. Mai terminat. Auzi? Nu din afară se întulbără oamenii, dinăuntru. Un duc blând și liniștit nu poate să fie provocat din afară, să-și piardă cumpătul. Dar mai am o întrebare. Dacă i-ar făcut scandal în familie, mai învia copilul acela? Eu nu prea cred. Dar a avut resurse să-i spună soțului tu fi pe pace, s-a dus, s-a chemat pe Elisei, s-a rogat și copilul am viat. Surorilor, ați vrea să aveți o asemenea stare sufletească. Tu dați în voie să vă prezint rețeta. S-a dus o femeie la un medic și i-a zis, domnule, te rog să faci trimitere la un specialist, dar nu știu exact unde să cer. Sunt agitată, noaptea nu mă odihnesc, ziua am dureri de cap, de stomac, nu știu, ceva e problemă, cred că am ceva grav. Medicul, un bun creștin, după ce a discutat puțin cu ea, i-a zis, doamnă, am o rețetă foarte simplă și nu-i costisitoare. Te duci acasă și în fiecare zi iei scriptura și citești. Și te rogi lui Dumnezeu și după trei săptămâni de tratament, vii și îmi spui, domnule, îți joc de mine. Eu ți-am spus că în și mă mai să mă trei săptămâni în coșmarul ăsta. Ați poți veni și mai repede dacă ai probleme. Ai explicat, ai insistat și femeia s-a dus acasă, a început să citească din Biblie. Și scrie în psalmul 19 multă pace au cei ce iubesc legea ta. Și a început să aibă alte gânduri, să se poată odihni noaptea, să aibă putere de muncă ziua, să nu mai fie la fel de agitată. Și a venit apoi la medie și a spus, domnule, cred că nu mai trebuie să mă trimiteți nicăieri. Și de acum știu eu să folosesc tratamentul în continuare. Dar dacă urmăriți filme, dacă pierdeți vremea cu povești, telefoane din toate părțile, o să vă agitați pe degeaba. Și o să vă frământați fără folos. Dacă o să vă inspirați din cuvântul lui Dumnezeu, veți dobândi un duc blând și liniștit. Și dacă vă veți ruga lui Dumnezeu, vă va inunda pacea. Filipeni, capitolul 4, citeți versetele 6 și 7. Să vedeți ce tratament simplu. 4 cu 6. Noastre femeile sunteți mai sensibile. Și aici -aș scrie așa. Hai citim și versetul 5. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii, Să știe toți, femeia asta atât e de blândă, dar cum se poate? Nu vă îngrijorați de nimic. Trăim într-o societate stresată. Peste 80% din pacienții care ajung la medici de familie au probleme legate de stres de cotidian. Și în orice lucru, probleme servici, boală, temeri de o natură sau alta, Aduceți cerile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, adică discutați cu el în rugăciune. Prin rugăciune și cer cu mulțumiri. Și versetul 7 este extraordinar. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere. Adică, după ce te rogi, te liniștești, fără să ai explicații. te că te va întreba cineva, dar ce problema s-a rezolvat? Nu, dar am pace face asta între priceperea. De ce nu mai ești tulburată? Că încă nu s-a rezolvat problema. Ba da, s-a rezolvat. Dumnezeu mi-a spus că rămâne în grija lui. Și de acum tot e chestiune de procedură. Și asta vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Domnul să vă ajute. Așadar, 1 Timotei doi cu 9. Vreau de asemenea ca femeile să se roage. Să se roage. Noi să știți că aveți nevoie de discuție, de părtășie. Învățați-vă comuniunea numărul unu să fie în relație cu Dumnezeu. Bărbații s-ar putea să nu vă înțeleagă. Bărbații nu știu cum funcționează mintea unei femei. Noi doar ne imaginăm și încercăm să vă înțelegem. Dar Dumnezeu vă înțelege perfect. Discutați cu El toate problemele și veți vedea ce liniște, ce har, ce blândețe va inunda casa dumneavoastră. Și Duhul vă va fi liniștit. Veți deveni femeie lavioase Rugați-vă Domnului, amin? Așa că vă puteți chestiona cât de spirituale sunteți, după cât de mult vă rugați. Să nu cumva să-mi spuneți că mai degrabă vă plângeți și dezbateți problema. În loc să o duceți la cunoștința lui Dumnezeu, ca la nivel de duh să primiți liniște și pace. Dumnezeu să vă ajute. Amin. Trecem mai departe. Nivel de suflet. Și aici dați-mi voie să le tratăm împreună, bărbați și femei deopotrivă. Vă citesc din carte Proverbe, Vedeți, noi avem și o dimensiune sufletească. Mă refer la sentimentele noastre. Nu stau eu cum să definești ce-i Duhul și ce-i Trupul. Nu, nu, nu este asta subiectul. Și nici n-aș pretinde că aș putea o face. Sunt niște chestiuni arbitrare în parte. Proverbe, capitolul 16, citim de la versetul 24. Cuvintele prietenoase sunt un fagur de miere. Atenție! Dulci pentru suflet. Și vom vorbi puțin mai târziu și de trup, dar scrie aici, notez acum, sănătoase pentru oase. Dulci pentru suflet. Proverbe, capitolul 18, citesc de la versetul 20. Din rodul gurii lui satură omul trupul. Din venitul buzilor lui se satură. Să nu credeți că vecinii ne fac nou meniu sau cei de la guvern. Nu. No. Fiecare își pregătește meniul lui și și îl servește. Adică felul în care vorbim întreține viața noastră în condiții bune sau o ruinează. Pentru că scrie versetul următor, moartea și viața sunt în puterea limbii. Oricine iubește, îi va mânca roadele. Totul depinde de felul în care vorbim. Dumneavoastră cum vorbiți cu soțiile dumneavoastră? Păi când v-ați căsătorit, le a spus cele mai alese cuvinte de prețuire, așa? -i? Și tot așa vorbiți și acum? Nu, între timp v-ați mai calificat. La locul de muncă. Soțiilor, dumneavoastră ca femei aveți un limbaj foarte fin. Acasă la ce voce cântați? Să nu fiți solista, solista familiei și cântați doar mai mult solo. Să fie o cântare de cor și doar să fie intervenții așa, pe note scripturale. Da. Să știți că între noi, felul în care vorbim asta va face să ne simțim bine în familie sau să fie o tragedie viața de familie. Da. Spune Scriptura aici, <coughs> Proverbe 21 cu 9, mai bine să locuiești într-un colț pe acoperiș, te mut singur în pod, la mansardă, decât cu o nevastă gâlcevitoare într-o casă mare. mi amintesc că eram într-o familie mai în vârstă și el avea probleme de sănătate și ea era pocăită mai de mult. Și la un moment dat, ea zice către el față de noi, spune, dragă, ce dorință ai de la mine? La care el zice, să vorbești mai puțin. Și ea nedumerită îi zice, dar eu vorbesc mult? Numai de când te scol până te culci. Asta nu înseamnă că nu sunt și bărbați care vorbesc Dragii mei, nu-i problemă că vorbim mult. E problemă când vorbim fără să facem plăcere celui ce ne aude. Că Dumnezeu a făcut gura să se închide, nu urechile. Dacă făcea Dumnezeu să închide urechile, atunci puteau vorbi cei care nu știu, știu închide gura. Dar Dumnezeu în așa fel ne-a format încât nu să nu auzim tot ce se spune, ci să vorbim numai ce merită să fie auzit. Și asta e o mare diferență. Zice apoi tot aici în Proverbe 21, versetul 19, mai bine se locuiești într-un pământ pustiu decât cu o nevastă gâlcevitoare și supărăcioasă. Nu vă amintiți când v-ați certat ultima dată, așa am avut un bunic la care îmi plăcea să mă duc. Mai vorbea bunica așa, dar nu era femeie, dar la el cea mai gravă vorbă era următoarea. Nu, o pace bună. Nu te puteai certa cu el. Și era așa de atent bătrânul. Locuia undeva la țară și mergea la oraș, se spunea. Dar cel puțin fără o bomboană nu venea la femeia lui. Și când ai boboane și pe limbă, nu numai în buzunar, e o plăcere să stai acolo a zis împărăteasa din Seba la sfârșitul vizitei pe care a întreprins-o la Ierusalim, ferice, a zis Solomon, de cei ce se ascultă cuvintele. Dar pentru asta trebuie înțelepciune, scrie în 16 cu 23, cine are o inimă înțeleaptă și arată înțelepciune atunci când vorbește. În familie nu-i spațiu pentru replici, pentru jigniri. Am auzit în predica unui frate un exemplu era o familie tânără și aveau doar o mașină, femeia era plecată, el a sunat-o să vină repede, ea din neatenție a închis ușa și s-a blocat cheile înăuntru. El se duce la mașină grăbit, nu poate să pornească, s-a abținut că s-a abținut și deși limba are două rânduri de port, tot scapă. Trece și de din și de buze. Și zice, nu știu cum te-a făcut Dumnezeu așa frumoasă și așa proastă. Și ea îi dă replica. M-a făcut așa frumoasă să mă poți iubi și așa proastă să te pot iubi și eu. Și acum eu am o întrebare. Care din ei a vorbit frumos? Nici unul. Cu astfel de vorbe poți să ai tacâmuri de argint și meniu regesc îți vine să pleci la plimbare. Da? Că viața și moartea stau în puterea limbii. Dragii mei, noi avem suflet. Auzi, trebuie să fim spiritual și să ne rugăm. Și când ne rugăm, și diavolul să nu treacă pragul. Dar în același timp, noi suntem oameni, avem o dimensiune umană. Știți să ne raportăm. Și să poți să vorbești frumos cu soția ta. Să îi adresezi cele mai, mai, frumoase cuvinte, să o apreciezi. Și când este în vârstă, da? Ce crezi că nu vei găsi din istoria unei vieți cuvinte frumoase? Vei găsi. Pentru soț nu se vor găsi cuvinte ca să-l apreciezi? Să apreciez? Dar știți că pe un bărbat numai atâta trebuie ca să-l toci. Că vorba ce orice captare are și un loc moale. Numai să-i spui că nu-i de treabă și că nu poate și că nu a făcut și din ce a făcut sărac uită. Asta e regula. Bărbații, dacă nu sunt apreciați, sunt torpilați. Predau șefia la femei și îi rămân doar cu aprovizionarea. Și mai curec și ei ceva dividend de ce pot în funcție de natura problemelor. Da, dar când un bărbat este apreciat, este încurajat. Și nu trebuie mult pentru asta. Nu-i problema dacă n-ai reușit să faci o mâncare specială, de cât îți trebuie să pregătești câteva cuvinte. Se spune că un bărbat s-a dus la un interviu să-și ocupe un nou loc de muncă. Dar era concurență mare, se temea că nu va lua, a discutat asta cu soția, ea s-a rugat, aștepta oricum cu un frigurare. și s-a gândit ea, totuși, cred că ea concursul. Și a scris repede câteva rânduri, te apreciez, ești un băiat, bărbat de excepție. L-a pus într-un plic și a aștepta, dar între timp s-a gândit, băi, da, dacă nu ia concursul acum, ce am scris eu, e o jignire pentru el, că nu e cum am zis. Și atunci a găsit alte cuvinte și le-a scris pe altă foaie, nu sunt probleme, Dumnezeu le poartă de grijă, tu oricum ești un băiat capa un bărbat capabil. Și acum se tăia cu oameni două băgate cât într-un plic și uita pe geam după fața lui să vadă m-a luat concursul sau nu l-a luat când a văzut că e vesele i-a mânat prima scrisoare și el când a citit-o a, a o Și i-au scăpat și plicul celălalt jos. Cum în familie nu e voie să existe lucruri ascunse, e transparență totală. Cum a trebuit a citit și celălalt. Și rezultatul a mai îmbrățișat-o odată. Cu o femeie care știe vorbi, merită fi îmbrățișată de două ori. Răsplătiți-o cu rodul muncii ei și faptele ei să o laude la porțile cetății, scrie în Proverbe 31. Vreau să vă dau și câteva exemple din Biblie în privința aceasta, cartea 1 Samuel, capitolul 1. Aici erau două femei, atunci era rău că erau câte două, acum slavă Domnului, numai una. Oricum nu puteau fi iubite două. Dar în loc la cea de-a doua se găsește ba o socră, ba o noră, ba o cumnată, ba o vecină ca să o necăjească. Și uite, nevasta ta necăjită. Vestul șapte în toți anii era așa, ori de câte ori se suia Ana la casa Domnului, pe Nina o înțepa, atunci Ana plângea și nu mânca. Și acum atenție, bărbați. Elcana bărbatul ei zicea, Anu, pentru ce plângi și nu mănânci? Ce-a întrebat întâi? Ce l-a interesat? Partea sufletească sau partea fizică? Ce-a sufletească întâi? Pentru ce plângi? Ce nu știa el pentru ce plângea? Că nu a fost ceva nou, că toți anii era așa. Știa dar avea nevoie soția lui să fie ridicată moral și îi spune un cuvânt, pentru ce ți este întristată inima? Oare nu prețuiesc eu pentru tine mai mult decât zece fii? Eu știu că ești necăjită că n-ai copii care să-ți aducă anumite satisfacții, să fii și tu mândră ca mamă. Eu ca soț vreau să te recompensez mai mult decât ar face o zece copii. A fost tot ce putea să facă pentru ea. Asta nu înseamnă că trebuie să neglijați dimensiunea sufletească, spirituală. Că sunt unele femei care așteaptă mângâierea întreagă de la bărbat. Bărbatul spune săracul ce poate. Dar ea și-a făcut partea spirituală și s-a dus și s-a rugat. Și bărbaților să nu fim insensibili ca și Eli, care a zis către ea, ești beat, dă-te încolo. Și ea a zis, nu, sunt mâhnită. S-a rugat, a mâncat și fața ei n-a mai fost aceeași. Pentru că Dumnezeu poate să păstreze o femeie chiar în condiții grele, dar și noi ca bărbați avem un aport. Dumnezeu să ne dea sensibilitatea necesară. Amin? Amin. Să vorbim frumos cu soțiile noastre. Dacă vei spune, am fost eu la o soră, să vezi acolo ce mâncare am făcut. Dar de ce n-ai lăudat mâncarea care a făcut-o ea? ce a făcut mâncarea dată, ea ți-a făcut de, de de ori și Femeia aceea, am văzut eu cum se îmbracă, la ani ei încă nu-i bătrână. Și pe a ta, săraca, o pui de acum să se vopsească sau să facă alte și alte lucruri pe care săraca să se țină și ea rândul cu tinerețea. Numai că vorba poetului, ori și câte farbă pui pe trupul rujirit, n-ai să poți ascunde totul să arăți în tinerit. Trădătorii fără milă spun la oameni adevărul, ridurile de pe față, vocea răgușită, părul și Atâte alte chinuri și atâtea alte rele. Vorba noastră românească ne slăbesc biete cu Bătrânim. Dar ce frumos este să-ți lauzi tu bătrânica și să-i aduci cuvinte de apreciere. Să-i spui, dragă, păi bunicuță ca tine nu există. Și așa este. Să-i vezi valorile sufletești. Da? Și-i vorbești frumos. Acum ascultați-mă, vă dau un exemplu pentru dumneavoastră ca femei. De David ați auzit, da? Bărba pocăit, nu? Dar dacă nu știi cum să vorbește, vorbești, nu rezolvi problema. 2 Samuel, capitolul 6. Într-o zi, a fost la adunare, acolo au fost niște manifestări puțin mai carismatice și David și-a dat drumul. El l-a văzut. Și scrie aici de la versetul 20, vă rog să observați, David s-a întors să-și binecuvinteze casa. Deci, o vite acasă cu gânduri foarte bune, era entuziasmat. Mica a ieșit înainte și în loc să aștepte să binecuvinteze el casa, s-a pucă ea cu reproșuri. Cu câtă și s-a portat azi împăratul, descoperindu se înaintea slujicilor, supușilor lui cum s-a descoperit un om de nimic. Și David, în loc să mai dea binecuvântarea pe care o pregătise, s-a supărat. Și au început să-i zică de neamul ei. Asta i dovadă că te-ai supărat pe nevastă când îi critici neamul. Ce, mă, casă tatălui vostru și așa. Și lucrurile s-au stricat din ziua aceea. Vezi? Că nici apa și nici focul și nici vântul n-au stricat atâtea case cât limba. Proverbe 14 cu 1. Femeia înțeleaptă și și casa, femeia nebună o dărâmă cu cu mâinile, dar de fapt o cu limba. Deci poți să ai bărbat pocăit. Dar dacă într-un moment de Ispite știi să se vorbești urât cu el, îți dă replice. Dar același David, nu porniți să bine binecuvânteze, porni să taie capete cu sabia. 1 Samuel 25, a întâlnit o femeie care știa să vorbească. Citeți de la versetul 23, când a zărit a pe David, nervos, cu sabia scoasă din teacă, războinic, renumit, s-a dat jos repede pe măgar, a căzut cu fața la pământ, înaintea lui s-a închinat. Apoi, arocându-se la piciorul lui, a zis, eu sunt de vină, domnul meu. Dar ea era patroană și el era un biet, un partizan, un cioban sărac. Dar a știut cum să vorbească. Limba dulce zdrobește oase, face încheieturi și un denus. Și totul devine maleabil. De câteva ori au zis, eu sunt de vină, dar cu cine de vină ea? Așa e de ciudat uneori când mergem în familie și vrem să împăcăm oamenii, că nu găsim pe cineva care să spună că e de vină. Că pe pocăit să-i împași nu trebuie să găsești dreptatea, numai pocăitul. Adică cel care spune, eu sunt de vină. Ți-e frică că păcătuiești dacă spui că ești tu de vină, da? Nu păcătuiești dacă tu ești de vină, s-a rezolvat problema. Las, frate, eu am greșit. Poate va recunoaște celălalt, dar uneori vrem, vrem dreptate. Dar dreptate așa cum se vede de la noi. Noi vedem că e 9 la asta din și că e șase. Lămurește pe ăștia doi. Ce e 9 sau șase? Păi depinde de unde te uiți, că noi avem puncte de vedere diferite. Dar de ce n-ai crede că are celălalt dreptate? Și după ce a vorbit așa, David tace, tace, tace. Și la un moment dat, și 2, binecuvântat să fie Domnul, vești 33, binecuvântată să fie judecata ta și continuă cu binecuvântările și binecuvântată să fii tu. Vezi la cine dă bărbatul binecuvântarea? La femeia care știe vorbi. Și dacă e nervos, se încheie discuția cu binecuvântarea. Dar deja m-au vrut eu să binecuvinteze și nu vorbești frumos. Dacă vrei să fii binecuvântată, mai întâi trebuie să-ți fie binecuvântate vorbele și judecata. Atunci vei fi și tu binecuvântată. Amin? Amin. Că zice în proverbe, e un verset tare frumos și închei despre partea sufletească cu acest verset 20 cu 15. Este aur și sunt multe mărgăritare, dar buzele înțelepte sunt un lucru scump. Face vizrost de un astfel de limbaj. Spunea un frate că avea soția și maghiară și a zis, poate vorbi corect pe românești, dar când se întărâtă, numai pe maghiară poate să se certe. Vedeți și dumneavoastră, dacă știți vorbi mai frumos pe românești, dați cu românești. Știți mai frumos pe germană, dați cu germană. Dar să iasă numai cuvinte frumoase și Dumnezeu să vă ajute, amin. Am ajuns și la trup. Deschid Scriptura la 1 Corinteni, capitolul 6. Și vă citesc de la versetul 18. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt, care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu. Și că voi nu sunteți ai voștri. Frașii, surori, familiștilor, cei trupul nostru în primul rând? Templul Duhului Sfânt. Ne este asta oare foarte clar. Vesetul următor. Căci ați fost cumpărați cu un preț. Deci s-a făcut o tranzacție în toată regulă. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru. Duh am vorbit înainte. Care sunt ale Lui Dumnezeu. Ce parte din trup aparține lui Dumnezeu? Chiar aparține întreg? Toate deștile, cu unghii, cu tot, urechi, mâini, picioare, totul e al lui Dumnezeu. Organe, stomac, tot, tot, tot. Sau dumneavoastră a fost cumpărați numai cotă parte? Sau întreg trupul a fost răscumpărat și să aparțineți Domnului? Dar vă întreb, e Dumnezeu stăpân pe trupul dumneavoastră? Dar cum vi s-ar părea să vindeți un ogor sau o casă la cineva și el de acum cu act în regulă, proprietar de drept, să meargă să intre în casa lui. Și dumneavoastră, nu intra noi, Dar mi-ai vândut-o. Aia, dar eu sunt obișnuit aici. N-am mai avea îndrăzneală să spunem, așa Dar ori noi, când ne-am botezat și am fost cufundați în apă, știm că noi am fost înmormântați și îngropați. Și că efectiv trupul nostru nu ne mai aparține. Asta e, e doar o, un joc de cuvinte sau e o realitate? De aceea Dumnezeu la o adică și-ar putea permite ca noi să devenim martiri. Și noi nu mai suntem stăpâni pentru trupul nostru, aparține. Spune Roman, capitolul 6, nu intru în detalii, că toate organele noastre trebuie să fie de acum în slujba Duhului lui Dumnezeu. Ca niște unelte ale neprihănirii. Și buzele noastre și mâinile noastre aparțin lui. Întreg vasul, e al lui. Și după ce ne căsătorim, ce se mai întâmplă? Citesc din capitolul 7, de la versetul 3. Bărbatul să-și îndeplinească față de nevastă datoria de sos, tot așa să facă și nevasta față de bărbat. Și acum, atenție, nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Aveți doi proprietari. Domnul Dumnezeu și domnul, cum îl cheamă pe bărbat, că și Sara zicea la Avram, domnul ei. Acum să privim noi. Și au zis dumneavoastră, tot astfel nici bărbatul nu este stăpân peste trupul lui, ci nevasta. Adică peste trupul nostru este stăpân domnul și doamna. Și nouă cine mai rămâne? Să slujim la amândoi. Și când văd pe câte unul că el face pe șeful, nu se dă nici la Dumnezeu și nu lasă nici nevasta să fie stăpână peste trupul lui. Tu după ce reguli te-ai Îmi spune dată un tânăr de la Viena, zice, frate, am ascultat ciclul de lecții cateheze pentru căsătorie și când am ajuns la lecția a șasea, dragostea, o natură, o decizie, o relație, am hotărât să am în căsătorie. Măi, cu ce te-am speriat? Frate, mi-a argumentat acolo 50 de minute că dragostea este un legământ totalmente în favoarea celelalte persoane. Eu m-am gândit să mă însor în avantajul meu, dar dumneavoastră mi-a spus că însurătoarea e o facere pentru altul. Da, asta este viața de căsnicie. Omul are două legăminte, unul cu Domnul și unul cu partenerul de viață. Și noi ne-am dăruit total dragostea, are ca sinonim nu iubire, ci jerfă. Și asta trebuie să cuprindă și trupul. Și dacă asta n-am înțeles, ce familie aceea? La o părtășie cu familie, țin minte că mi-a venit un bilet de la surori, Frate, chiar bărbatul trebuie să, femeia trebuie să te supună bărbatului în toate lucrurile. Și știu ce să fi gândit ea, cât de listă să fie lungă, cât de lungă e lista asta. În toate lucrurile, își scrie în 5. Și ea a răspuns, auzi, încep supunerea cu două. Când bărbatul zice să taci, să taci, când zice să te culci cu el, te culci. Și mai departe lista se simplifică. Că de fapt ce am spus, E doar că bărbatul este stăpân peste trupul femeii. Curvia provine în originalul ei, pornea, termenul grecesc, de la tranzacții, a vinde și a cumpăra. Auzi, când ne-am căsătorit, am făcut o singură vânzare la început și altă, act tradițional adițional nu mai trebuie făcut. Ne-am dăruit partenerului de viață. Și îi aparținem. Ceea ce înseamnă că eu trebuie să știu că, în primul rând, trupul partenerului de viață, în primul rând, e pentru Domnul. Și scrie aici că trebuie să fie momente de post și rugăciune în care nu fac eu pe șeful peste trupul soției și îi voi da timp pentru activități sacre. Excepție scrie în finalul versetului cei nestăpâniți. Pe ăștia trebuie să ierți, nu le poți face reguli. De asemenea și soția va ști că soțul are timp pentru Domnul în care se dedică cu post și rugăciune. Trupul nostru este templul Duhului Sfânt. Cei dincolo de această dimensiune spirituală are de-a face cu partenerul de viață, adică bărbatul trebuie să slujească femeii cu trupul lui, cu munca lui, cu întreaga lui energie. Și la fel se explică și se aplică și în ceea ce privește relațiile intime. Cine negociază și aici tratează lucrurile doar în favoarea sa, fără să trăiască în favoarea trupului partenerului, n-a înțeles și aceea ce viață de familie. Se spune că un boier a făcut odată un concurs cu două slugi. La fiecare a dat câte un cal și a fixat regula Uitați-vă, care calul căruia din voi ajunge ultimul la copacul acela din față, din câmp, ia premiu. Și vă dați seama, ăștia trageau de timp. Fiecare zicea că trebuia, tu să rămâne cu calul la urmă, nu? Și tot pierdând vremea pe câmp, îi întâlnește. Oamenii spune, băi, voi cic, voi nici nu mergeți, nici nu veniți. Că așa sunt în familie, nu știu ce vor. Și spun, nu regulile concursului, calul cără rămâne la urmă, ia premiu. Și omul ăsta le spune, băi, nu mai pierdeți vremea, schimbați ai. și fiecare trage tare să rămână calul la urmă, să ia premiu, nu? Și imediat zici și făcut și dă-i goană fiecare să rămână calul la urmă. Când te căsătorești, trebuie să schimbi caii. Și să știi să joci totalmente în favoarea celuilalt dacă vrei să fii o soție care să stârnește admirația mirului ceresc și să te cunune în ziua aceea, sacrifică-te și fă ceva pentru soțul tău. Îți va nota toate Hristos Domnul. Dacă vrei să fii un bărbat după un model hristic care a scurs cuvântul, fă totul pentru soția ta și jerfește te Totul în favoarea celuilalt. Și vei vedea că te vei bucura de viață. Egoismul distruge familiile. Și n ajuns să fii fericit. Când mă aud pe câte unul spunând sau pe câte una, auzi frate, numai ea să fie bună, cu mine n-are treabă. A, zic, tu vrei să iei premiul 2, nu? Păi de ce? Păi tu ai zis că trebuie să fii ea întâi, adică ea să ia premiul întâi, după ce ea pocăită, apoi cu tine n-are treabă. Dar de ce n-ar fi altfel să iei tu premiul întâi? Să spui, frate, eu am să mă silesc și dacă ar fi să mor, nu e nicio problemă. Dar soția mea, să aibă un soț care să fie fericit. Dumnezeu să vă ajute. Amin. Și aș mai adăuga ceva dacă e vorba de trup și de Templu Duhului Sfânt. Nu faceți din Templu Duhului Sfânt, din aceste unelte sfinte, unelte pentru a sluji Dumnezeului viecule acestuia. Vă spuneam, eu admit să se. admit joaca pentru copii, dar pentru un bărbat născut din nou, pentru un tată. Nu mă pot împăca cu ideea că își folosește mâinile și picioarele așa la lucruri lumești, Lipsite de spiritualitate. Scriptura spune să lucrezi cu mâinile la ceva bun. Să te sacrifici, să muncești pentru familie, să-ți să consumi energiile. Și dumneavoastră de asemenea, la dumneavoastră, v-am citit din Petru ca femeie, acolo spune Scriptura, podoba voastră să nu fie podoba de afară care stă în petura părului, sunt trei, felul în care vă coafați, felul în care purtați scule, deși indicat să nu purtați, și felul în care vă îmbrăcați. Spune 1 Timotei, capitolul 2, versetul 9, vreau de asemenea ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuvincios, cu rușine și sfială. Trăim în vreme, aminteam și a aseară, nu insist, cultura nudistă a intrat și în biserici. Trupul unei femei este bine să fie cât mai acoperit și formele trupului să fie ascunse și să fie păstrate pentru soț, pentru partenerul de viață. El este stăpân pe trupul dumneavoastră, nu cei de pe bulevard care vă văd. și cu fapte bune cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase. Sacrificați-vă poate pentru viața de familie, pentru copii și veți vedea că trupul acesta care oricum îmbătrânește, vorba aceea, fierul de pluc se ruginește, fie ruginind, fie în brazdă, Să vă consumați pentru ceva cu folos și Dumnezeu să vă ajute. Recapitulez și mă opresc aici. Vom cânta și vom da loc la întrebări. Sper că nu vă este foame tare, nu? De altfel, dumneavoastră sunteți obișnuiți să postiți, încă nu-i seară, nu i problemă. Să știți că e și sănătos să postiți. Nu uitați așadar această dimensiune triplă a ființei umane. Duh, suflet și trup. Duhul aparține lumii spirituale și trebuie să fiți foarte aproape de Domnul, Sufletul este specific umanității, trebuie să fie foarte aproape de partenerul de viață, iar trupul împărțiți în două. Dați parte Domnului și parte partenerului. Și dumneavoastră vă rămâne să iubiți. Duh, suflet și trup. Și veți fi fericiți. Doamne, ajută!